Și l-am lăsat să doarmă, că era obosit. Când înspre dimineață, ușor s-a deșteptat, un ceas cu una-i dragă, Sua m-a mângâiat. Pe urmă, a stat o oră. Să mă rog, n-a stat. M-a strâns iarăși în brațe și vesel a plecat. Dorul de el îl simt aici, în piept. Și parcă o veșnicie aș putea să-l aștept. Arunca înainte de a intra. E obiceiul lui. Ah, cât îmi place! Este spontan, ghiduș și știe să se joace. Am să stau aici și am să-l aștept cu minte. Ca mult iubitul meu să bată și să intre. Să intre. S-ar putea să nu vină. S-a întâmplat așa, ca după o săptămână să vină, să o ia. Eu l-am certat atunci. Nu tare. Mai domol. Cum ai putut să umbi atât cu capul gol? Noroc acum e mai cald afară, căci se arată cu încetul frumoasa primăvară. Nu vine. Nu-i nimic. Tot va veni cândva. Am să-l aștept. Răbdarea este virtutea mea. Răbdarea, da, iubito. Dar e și bunătatea, soră cu adevărul și frate cu dreptatea. Ah, Arlechino, ce bine că ai venit! Și eu sunt Beatrice la fel de fericit. Oriunde eu m-aș duce, oriunde aș fi plecat, tihna mea este numai al tău, suflet curat. Hai, vino să te mângâi cum numai eu o fac! Și lunga-ți așteptare mă lasă să o împac.